Asociația Explorator pentru Viitor, vă roagă frumos, renunțați la tutun! Surpriză de proporții pentru constanțenii care se aflau în centrul orașului la orele prânzului. Un grup de tineri a ales să atragă atenția asupra efectelor fumatului plimbând pe bulevardele orașului un sicriu în care se aflau țigări. Am organizat un marș cu bicicletele prin care motivăm pe oameni să renunțe la fumat. Aveți un mesaj destul de... Da, nu lăsați țigările să-ți ardă viața. Avem un sicriu în care avem țigări. E un mesaj dublu. Dacă nu îngropi fumatul, te va îngropa el până la urmă pe tine. Dricul a fost urmat pe tot parcursul marșului de mai mulți tineri bicicliști care au îndemnat la un ritm de viață sănătos. Promovăm sănătatea, am o grupă de exploratori cu care învățăm să protejăm natura, dar în primul rând pe om. Așa am învățat și vrem să spunem și celor care fumează. Data de 31 mai este Ziua Mondială Antifumat, ce reprezintă pentru toți fumătorii o oportunitate prin care pot renunța la acest viciu.